primii au fost cei de la șantierul naval care au adus din Vietnam, au urmat cei de la Promex care au adus din India și cei de la o societate de construcții care au adus muncitori din Sri Lanka și așteaptă în continuare și alte loturi de muncitori din zona Asiei. Nu ne-am, să spun așa, manifestat absolut deloc susținerea vis-a-vis de aceste aspecte. Am avut niște întâlniri în ultima perioadă foarte dure cu societățile respective. Vreau să mai fac o mențiune foarte importantă, pentru că am văzut că în ultima perioadă foarte mulți cetățeni au sesizat cu bună dreptate sau în mod total eronat anumite chestiuni care se întâmplă la lucrările din Brăila. Atunci când oamenii mi-au trimis un mesaj privat și am observat acel lucru, am luat atitudine de fiecare dată, dar vreau să mai fac o mențiune foarte importantă. Indiferent de sesizarea unei persoane sau de lipsa sesizării, nimeni din primăria municipiului Brăila nu va recepționa o lucrare de proastă calitate și avem nenumărate dovezi în acest sens că toți constructorii care au lucrat cu noi au refăcut acele lucrări pe banii lor, pe cheltuiala lor exclusivă, până când s-au încadrat în standarde de calitate. Aceste lucruri se pot vedea și la strada Sebeșului, unde au fost forțați de noi să ridice capacele, să schimbe la cotă. Același lucru se va întâmpla și pe strada Chișinăului, unde nu se va deconta nici măcar un centimetru de asfalt până când toate capacele nu vor fi ridicate la cotă. Constructorul a înțeles aceste aspecte, a recunoscut faptul că angajații lui nu au procedat corect, i-a obligat să respecte procedura tehnică, i-a sancționat pe cei din echipa respectivă, îi obligă acum pe cei care lucrează pe strada Milcovului să pună la cotă capacele pentru a nu mai exista lucruri de genul acela. Și repet, nicio astfel de lucrare nu va fi recepționată de primăria municipiului Brăila. Nu vom plăti niciodată lucrări făcute de mântuială și nu vom da banii până când ele nu vor fi la standardul corect. Mai fac o mențiune, nicio societate din, care lucrează cu primăria municipiului Brăila nu a primit în mandatul meu nici măcar un leu în avans. Nimeni. Știți cum au fost sancționați, un exemplu? Li s-a tăiat ziua de muncă. Atât? Asta. E o firmă privată, da, nu putem noi să luăm legături. Deci au fost sancționați financiar. Ce întârziere au la lucrările? Da. Poftiți? Ce întârziere au la lucrările după Chișinăului? Nu au întârziere la lucrările respective, având în vedere faptul că acolo nu este un contract cu termene fixe, este un lucrare de reabilitare a străzilor pe acordul cadru. Noi considerăm că au întârziere din acest punct de vedere, dar dacă ați văzut în ultimele zile, datorită luării de poziție foarte dure pe care a avut-o primăria municipiului Brăila, numărul muncitorilor a crescut foarte mult și acum dacă mergeți pe străzile respective o să vedeți peste 20 de muncitori care lucrează. Da, domnul primar, da. Stau cu șezutul pe bordură. Și în altă ordine de idei... Încă un lucru și vreau să menționez acest aspect deosebit de important. Primăria municipiului Brăila nu plătește angajații societăților private la oră. Primăria municipiului Brăila plătește la lucrare și plătește atunci când lucrarea este în standarde de calitate. În rest, se numește activitate privată a societății respective și cheltuirea banului privat fără a fi decontat de la primăria municipiului Brăila.